Liderul PNL la nivel național, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit cu președintele USR Timiș, primarul Dominic Friț, pentru a-i propune trecerea de partea liberalilor. Întâlnirea a avut loc la inițiativa fostului liberal Alinica, președintele Consiliului Județean Timiș. Ciucă a recunoscut că l-a asigurat de sprijin dacă trece în PNL. Dacă oricine voia să intre în PNL și să se alăture valorilor PNL, era binevenit. Cine nu a venit și decât ne-a încercat, e prea puțin. Întrebat dacă a avut o discuție cu Dominic Friț, Nicolae Ciucă a recunoscut că acest lucru s-a întâmplat în 2023. Sigur că da. Sunt niște luni bune. Anul trecut. Anul trecut. Anul trecut. Sincer să fiu, nu mă țin minte. Nu era chiar vară. După august. Ciucă a fost întrebat și dacă l-ar fi susținut ca și candidat al PNL la primăria Timișoara. La vremea respectivă a fost vorba de o discuție. După discuție, dacă ar fi existat, trebuia să facem evaluări, să vedem ce a făcut, cum a făcut și după aceea discutam. Dar dacă nu s-a împlinit, să știți că m-am văzut cu toată lumea. N-am nicio problemă să mă văd cu oricine. Suntem oameni și putem să discutăm cu oricine și despre orice. E foarte important. Dominic Friț nu a acceptat oferta PNL-ului.